Bună, dragilor! Eu sunt Simona de la Casa Vie și astăzi vreau să vorbim despre cum combinăm setul de duș și bateria neagră în baie. Să începem! Te-ai plimbat o vreme prin magazinele de materiale de construcții, iar atenția ta a fost atrasă de un set de duș și baterie neagră? Suntem convinși că de acum gândul zboară la cel set care te-a cucerit de la prima privire. Dar cum ai putea totuși să combini elementele într-un mod optim? Atunci când plănuiești să începi o renovare, pune cap la cap lucrurile pe care vrei să le vizezi, de la stil și design de ansamblu până la cele mai mici detalii. Deși poate crezi că unele elemente, precum suportul de prosop sau săpâniera, nu sunt atât de importante, ei bine, este esențial să știi că pot face diferența. Dacă îți dorești un aspect estetic, curat și ordonat, important să ai ordine și în idei. De aceea, eu sunt astăzi aici pentru a-ți oferi câteva sfaturi care să te ajute. 1. Combină corect culorile. Odată ce ai ales să amplasezi în baie un set de duș negru, poți să alegi și celelalte accesorii după aceleași criteriu. Bateria, rama oglinzii, suporturile și toate obiectele pentru decor sau micile detalii pot să fie și ele de culoare neagră. Însă, este necesar să fie în armonie cu celelalte culori. Ok, avem acum accesoriile negre. La ce trebuie să fim atenți acum? La culoarea de ansamblu, care este cea mai importantă. Recomandarea mea este să optezi pentru culori neutre și poți alegi dintre varietățile de alb, negru sau gri. De asemenea, poți încerca și nuanțele mai pale din alte culori. Nu e necesar să respecti pentru totul combinația alb și negru și, de exemplu, poți să te joci cu faianța și să fie una de culoare galben pal sau albastru deschis. Iar pentru a-ți da seama mai ușor de aspectul culorilor combinate, avem un truc pe care vrem să ți-l împărtășim. Du-te într-un magazin de bricolaj fizic și ia o baterie sau un alt accesoriu expus ca model și vezi care este culoarea din a cărei combinație iese cel mai prietenos rezultat. Și aici, cel mai probabil te vor ajuta dacă vei face niște fotografii ca mai apoi să le poți vedea una după cealaltă. O altă idee importantă aici este să optezi pentru un design minimalist. Dacă te-ai hotărât că îți dorești o baie formată din culori neutre, la fel trebuie să fie și restul designului. Astfel, nu este recomandat să îți încarci baia cu diferite obiecte care nu au rostul. Mai mult, poți să creezi aglomerare fizică și vizuală pe care nu cred că ți-o dorești. Conceptul de minimalism se bazează pe ideea de a deține doar lucrurile de care ai cu adevărată nevoie. Gândește-te care sunt lucrurile necesare pentru tine. Fă o listă și astfel va fi mult mai ușor să iei alegerile cele mai potrivite. De asemenea, ai grijă ca aspectul fiecărui lucru să nu fie unul foarte încărcat, optează pentru lucruri cât mai simple și astfel vei crea impresia unui spațiu ordonat și luminos. Și un lucru care este sigur, baia ta va fi mult mai ușor de întreținut. Te-ai gândit cumva și la stilul modern? Atunci când discutăm despre baie, stilul modern este unul simplu și de efect. Este definit prin linii drepte, clare, iar mobilierul este considerat piesa centrală în ceea ce privește designul. Acesta poate să fie caracterizat și prin lipsa de aglomerație, organizarea și aerisirea fiind două principii importante ale stilului modern. Totodată, e important să ai în vedere faptul că pentru amenajare în stil modern se folosesc materiale de calitate și, ca exemplu, te poți baza pe lemn masiv și piatră naturală. Dacă îți dorești să oferi și o pată de culoare boii tale, poți să apelezi la elemente de decor naturale sau artificiale. Sfatul meu este să apelezi la amplasarea unor plante, deoarece pe lângă aspectul frumos le obține și un aer mai împrospătat. Ce trebuie să ții cont aici e că planta trebuie să fie rezistentă la umezeală pentru perioadele în care vor rezista aburi. Acum că ai toate aceste trucuri la îndemână, nimic nu te mai poate opri din achiziționarea setului pe care ți-l dorești atât de mult. Poți să începi procesul de amenajare a băii. Dacă vei reuși să ții cont de sfaturile prezentate mai sus, rezultatul va fi cu siguranță pe gustul tău. Te invit să-mi spui care este secretul unei băi frumoase pentru tine și spune-ne și nouă care sunt accesoriile care ți-au atras atenția și ce idei ți-au stârnit. Dacă ți-a plăcut subiectul de astăzi, te invit să dai like, share și subscribe pentru a ne putea susține în continuare să venim în întâmpinarea ta cu idei cât mai bune și mai practice. Pe curând, pa, pa!